Dacă prețul de 6 lei pentru o călătorie cu transportul în capitală vă va bate la buzunare, atunci puteți opta pentru un abonament. Totuși, din 1 iulie, atunci când se aplică noile tarife, se scumpesc și abonamentele. Astfel, pentru o lună veți scoate din buzunare 234 de lei, ori cu 54 de lei mai mult decât în momentul de față. Pentru 3 luni, 594 de lei, iar pentru jumătate de an, 972 de lei. Acest abonament oferă posibilitatea călătoriei în transport public municipal, mă refer atât la troleibuze cât și autobuze. Și evităm atunci o dublare de achiziții, un abonament pentru troleibuz și un abonament pentru autobuze. Ion Ceban afirmă că oamenii nu ar trebui să se plângă de scumpiri. În cazul abonamentului pe 6 luni de zile, prețul călătoriei, în cazul în care aveți două călătorii pe zi, vă duceți la școală, ați venit la școală, vă duceți la serviciu, ați venit la serviciu, doar două. Prețul este de 2,6 lei. Dar în același timp puteți schimba autobuzul, troleibuzul, oriunde pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă schimbați mai multe autobuze, troleibuze, prețul călătoriei deja devine sub 2 lei. În cazul în care faceți 4 călătorii, 6 călătorii pe zi sau schimbați transportul, prețul se diminuează considerabil. Mai mult din buzunar vor scoate pentru abonamente și studenții. Pentru o lună vor plăti 164 de lei, 3 luni 416, iar 6 luni 680 de lei. Prețul pentru o lună, în cazul elevilor, va fi de 117 lei. Abonamentele pentru elevi și studenți în mare măsură vor fi suplimentate și emise într-un volum mai mare în perioada și pe perioada de studii. Primarul capitalei însă spune că abonamentele ar putea fi achitate în rate, în cazul în care municipalitatea și băncile comerciale vor ajunge la o înțelegere în acest sens. Suntem în căutare de soluții în paralel cu unele dintre instituții financiare ca să putem acorda pentru abonamentele pe termen lung posibilitatea persoanelor să procure în rate. Dar suntem la nivel de discuții. De gratuitate vor beneficia peste 200.000 de pensionari, copiii de până la 7 ani, elevii claselor 1-a, 4-a, anumiți funcționari sau persoanele cu nevoi speciale. Urmează să elaborăm un regulament pentru în cadrul căre să prevedem toate procedurile de distribuire și modul de utilizare a abonamentelor în municipiul Chișinău, dar până la momentul respectiv, conform dispoziției primarului general, persoanele, în special mă refer la pensionari și persoanele cu dizabilități, aceștia vor putea călători gratuit în transport public doar cu prezentarea legitimației. Deocamdată, autoritățile nu pot estima dacă regia transport electric va înregistra profit și care va fi acesta. Totodată, responsabilii direcției transport au precizat că în capitală urmează să mai fie trasate benzi destinate transportului public, care se lege sectorul Botanica de Puiucani și Ciocana de Rușcani. De la 1 iulie, în capitală, biletul la toate tipurile de transport va constitui 6 lei. Pentru suburbii se va adăuga câte 0,4 lei per kilometru.